sufletul fără rugăciune, fără biserică, fără taină, se întărește. Pentru că, de exemplu, rugăciunea ce face ea? Rugăciunea este actul prin care Dumnezeu e prezent în viața mea. Rugăciunea lui Iisus, de exemplu, care se poate spune și în mod fix, dar și în mod spontan, atunci când avem nevoie, nu face altceva decât să aducă prezența lui Iisus în viața mea. Iar rugăciunea bisericii, unde experiența de rugăciune este de veacul, nu de el sau de alaltie, ci de la începutul. În spațiul bisericii ne întâlnim cu experiența rugăciunii în Duhul Sfânt. De aceea, rugăciunea bisericii dă liniștea sfântă. Pentru că Dumnezeu se descoperă în această liniște tainică. Deci, fără toate acestea, sufletul își pierde capacitatea de a răspunde lui Dumnezeu. Mai bine penetrat, cuvântul lui Dumnezeu nu poate trece prin el. Dacă odată, măcar odată, ar putea să răzbată solul tare, ce transformare s-ar întâmpla? Dacă am lăsat măcar odată deșertul din noi să primească sămânța dătătoare de viață, ce credință ar produce, ce iubire, ce nădejde, ce pace, ce mângâiere, ce curaj, ce putere. Dar rămânem tari, împetriți, sau cum spunea scărarul, nesimțiți duhovnicești. Ca păsările care plonjează din înălțimi și fură semințe, așa și forțele demonice vin și iau de la noi cuvântul lui Dumnezeu, ca nu cumva să credem și să fim mântuiți. Așa după cum diavolul vine la noi când ne rugăm și ne fură rugăciunile, distrugându-ne atenția cu alte gânduri. Tot așa el ne fură cuvântul lui Dumnezeu, din inimă, întărind suprafața inimii pentru a face impenetrabil. Alta a căzut pe piatră, spune Iisus. Și răsărind s-au uscat pentru că nu aveau mesial. Explicând aceasta, Iisus spune, iar cea de pe piatră sunt aceia care au auzit cuvântul, îl primesc cu bucurie. Dar aceștia nu au rădăcină. Ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Aceștia sunt oamenii care admiră cuvântul lui Dumnezeu. Ce predică superbă! Și cu asta gata. Au primit-o cu bucurie, dar nimic mai mult. Aceștia nu au rădăcină. Există foarte multe moduri subtile de a respinge cuvântul lui Dumnezeu. Și oricât de ciudat ar părea, unul din moduri este admirarea cuvântului. Un teolog și un filozof danez, Kierkegaard, spunea odată o parabolă cu valoare de fabulă despre un câr de gâște ce trăiau într-o curte înconjurată de mare gard de lemn. Într-o zi, spune filozoful, un gâscan predicator a aterizat în curtea cu pricina. El s-a urcat pe o ladă și a început să predice. Le-a certat pe gâște pentru că erau mulțumite cu viața în limitele curții. Când Dumnezeu le-a dat aripi ca să zboare pe cerul infinit, le-a vorbit despre bunătatea lui Dumnezeu, dovedită de aripile pe care le-a dat lor. Le-a îndemnat să-și folosească aceste aripi pentru a zbura. Și gâștelor le-a plăcut. Dădeau din cap în semn de aprobare și vorbeau între ele
despre ce mare predicator am în față. Era uimite de ce spunea Găscanul și îl aplaudau îndelung. Toate acestea le-au făcut, dar un lucru nu le-au făcut niciodată. Nu și-au folosit niciodată aripile ca să părăsească curtea. S-au întors la vechiul obicei de a umbla de colo-colo între gardurile de lemn. Aplicați aceasta la noi și vedeți cât adevăr conține. Când auzim o predică bună, ne grăbim să lăudăm. Când citim câte un verset frumos din Biblie, ne declarăm impresionați până la lacrimi. Dar apoi, majoritatea dintre noi revenim la vechile metehne. Auzim adevărul, ba chiar îl și admirăm, dar nu îl acceptăm. Continuăm astăzi să trăim în aceleași sentimente de ură, cu aceleași prejudecăți, tot cu mândria, invidia și războaiele noastre. Numai când eu sunt omul inimii, atunci eu pot să înțeleg cuvântul Dumnezeu. Ce înseamnă omul inimii de care toți avem nevoie? Implicit biserica are nevoie de omul inimii. Omul care vorbește, gândește și este sincer creștin. Pentru că numai când iubesc eu, sunt liber. Sau invers, sunt liber de iubesc. Alta a căzut între spini și spine, crescând cu ea înăbușitor. Iisus explică. Ce a căzut între spini sunt cei ce au cuvântul, dar aruncă cu grijile și cu bogăția și cu plăcerile vecii, se înăbușe și nu rodesc. Aceasta este, poate, cea mai tristă parte din parabolă. Pământul care ar putea produce ceva măreț, dă o junglă. Un sol care produce buruieni trebuie să fie un sol bun. Altcumva nu ar crește ceva pe el. Dar spune Iisus, spinii cresc repede și înăbușesc în curând sămânța bună. Mulți oameni se pot recunoaște aici. Am primit cuvântul lui Dumnezeu și vor cu adevărat să-i slujească lui Dumnezeu. Dar devin implicați în atâtea lucruri pe care le are viața, încât Dumnezeu este încetul cu încetul înăbușit. Nu este vorba că lucrurile pe care le facem uneori sunt rele, dimpotrivă. Ele pot să fie lucruri bune sau lucruri necesare, dar care, în mod exagerat, pot să ne secătuiască energiile și ne abat inimile de la Hristos. Dacă Hristos nu e întâi de toate viața mea, atunci totul e relativizat în jurul nostru. De aceea, cum Sfânt Grigore Teologul spunea, să nu treacă o zi în care ființa ta spirituală este ignorată. Cineva spunea pe bună dreptate, mulți oameni pun de primul loc lucruri secundare. Dar astăzi durerea este că nu mai sunt nici lucruri secundare și nici lucruri primordiale. Un om de afaceri care mi-a plătit din studiile în Anglia îmi spunea odată, rugăciunile mele nici nu ajung la tavan, că mintea îmi și este invadată de presiunea afacerilor pe care le am. Într-o zi o biserică anunță primirea de noi membri dintr-o anumită duminică. Unul dintre acei membri sună la birou și spune că în ziua respectivă, duminica, lui nu-i convine să vină în biserică pentru că are de lucru. Sună și un alt dintre acești candidați la botezul creștin și spune
În acea duminică, echipa mea favorită de fotbal joacă în deplasare. Așa că trebuie să merg să-i văd. Concluzia. Și spine crescând cu ea au înăbușit-o. Stai aminte, toate sunt secundare lui Dumnezeu. Adică toate sunt secundare timpului lui Dumnezeu din noi. Cu alte cuvinte, primează viața spirituală. Atâtea activități care sunt bune ajung să ne răvășească zilele, încât devin inamicii noștri, devin inamicii păcii noastre. Hobby-ul a ajuns astăzi epidemia la moda secolului. Iisus pune întrebare fiecare dintre noi. La ce spin permitem noi să crească în viață? Spin care apoi înăbușe loialitate pe care noi o datorăm lui Dumnezeu. E o întrebare. Pentru că noi toți avem acei spini. Altă sămânță a căzut în pământ bun. Și a crescut și a făcut rod însutit. Iisus explică. Cea de pe pământ bun sunt cei ce cu inimă curată și bună au cuvântul, îl păstrează și rodesc într-o răbdare. Pământului bun îi reprezintă pe cei ce au primit cuvântul lui Dumnezeu, făcându-l parte din ei. Adică s-au făcut una cu cuvântul. Sunt aceia care îl păstrează în inimă și aduc roade cu răbdare. Semințele cresc treptat, dar sfârșesc prin a controla dorințele noastre, emoțiile noastre, gândurile noastre și faptele noastre. Numai puțin câte puțin viețile noastre devin rodice și asemenea cum vrea Dumnezeu. Noi toți trebuie să recunoaștem că suntem unul dintre cele trei tipuri de pământ, sau dacă nu, cine nu are curaj să recunoască aceasta, cel puțin o stranie combinație între ele. Există noi câte un drum bătătorit uneori, câte un sol petros, câte o parcelă cu spini. Dar Iisus ne spune la toți, și aceasta este vestea cea bună, că pământul rău sau orice fel de pământ poate fi îmbunătățit. Pentru că pământul tare poate fi arat. Pietrele și spinii pot fi aruncate. Numai prin grijă și cultivare, inimile noastre pot fi fertile ca pământul cel bun care dă rod însutit. Dar Iisus spune, cine are urechi de auzit să audă. Iar una din căile pentru a ne îmbunătăți pământul sărac al inimii noastre, spune Iisus, este ascultarea cu atenție, adică luarea minte. Cine are urechi de auzit să audă. Vouă vă este dat să cunoașteți taina părăției cerului. Cum am putea să cunoaștem, însă, fără să ascultăm? O persoană, în Tesalonic, se întorcea într-o duminică de la liturghie, unde ascultase cuvintele unui mare și faimos predicator în viață și astăzi, întorcându-se cu un prieten, i-a spus încântat despre ce auzise. Când a primit o replică neașteptată, ce teribilă responsabilitate! Cu adevărat, oricine ascultă cuvântul lui Dumnezeu predicat, inclusiv și acela care predică, își asumă automat mare obligație nu de a comenta sau de a critica ce a auzit, ci de a pune în practică cuvântul.
trebuie să devenim sensibili la vocea lui Dumnezeu. Pentru că astăzi marea întrebare este și valabilă și pentru noi care trăim într-o mănăstire aici. Până în ce punct vocea lui Dumnezeu e veritică în noi? Trebuie să devenim sensibili la vocea lui Dumnezeu. La fel ca mama ce doarme, dar pe saltă imediat ce copilul ei plânge. Atât de sensibil ca un mare viitor de muzică. Ce într-un mare de instrumente diferite poate să recunoască o singură notă greșită, scoasă, de exemplu, de o violină. Cauza la fel de sensibil ca la unui țăran care venind la oraș este în stare să audă plăcusta în zgomotul mașinilor de pe stradă, cu urechile ciulite ca ale unor rude ce stau în birou avocatului, ascultând lectura testamentului, în care speră să fie amintiți. Este o lege a vieții faptul că auzim ceea ce ne-am antrenat să auzim. Și de zi putem asculta vocea lui Dumnezeu, care nu devine mai slabă, ci mai puternică. Cu fiecare an ce trece. Foarte des auzim în lumea noastră că noi cei care suntem sau mergem la biserică suntem doar urechi care mergem, auzim, dar nu facem nimic. Că am înlocuit fapta cu ascultarea în care ne și limităm. Este o acuză deosebit de dureroasă și adevărată. Este acuza marelor eșecuri ale creștinismului de-a lungul veacurilor. Cine are urechi de auzi să audă? Să ne suplecăm mânecile, să luăm săpăliga, să arăm pământul, să ridicăm pietrele, să smulgem buruierile și să ne pregătim să aducem roade în Hristos Iisus.